sunt Diana și astăzi o să vă povestesc despre baltă. La baltă trăiesc următoarele plante. Sălcile, papura sau nuferii. Și următoarele animale. Berzele, lebedele, șerpii de apă, peștii sau rațele sălbatice. Dar mai ieșiți în țarul, care e tare nesuferit. Mie îmi place barza. Mitul că barza aduce copii a pornit de la o poveste făcută de Hans Christian Andersen, numită Berzele. Mulțumesc că mi-ați vizionat videoclipul! Eu sunt Casian. Astăzi vreau să vă spun ce plante și animale trăiesc la baltă. Trestea, papura, sălcea și nufărul sunt plante care trăiesc la baltă. Rața sălbatică, baza, lebăda sunt păsări care trăiesc la baltă. Libelulele sunt țarii, păianjenul sunt insecte care trăiesc la baltă. Iar alte animale care trăiesc la baltă sunt broaștele, peștii și șerpii. La revedere! Eu sunt Ștefan și vă prezint următoarele animale. Barza albă este una dintre puținele păsări mute. Lebăda albă și lebăda neagră sunt cele mai elegante viețuitoare. În întreaga lume există doar 7 specii de lebede. Șarpele de apă este un șarpe neveninos, care trăiește în apropierea apelor stătătoare și a râurilor. Broaștele dorm cu ochii deschiși, nu trăiesc în mare sau... Eu sunt cercetătorul Teodora și o să vorbesc despre lacul Baltă și Iasul. Acolo întâlnim berzele, peștii, broaștele, papura, lebădele, șarpele de apă, peștii, melcii și rațele. Ca insecte întâlnim păianjenul, țânțarii și libelulele. Mai întâlnim și papura, nufărul și salcea. Mulțumesc frumos că ați participat! Ne vedem la lecția următoare! Bună ziua! Eu sunt Răzvan. Astăzi vă voi prezenta animale și plante care stau lângă baltă. Aici trăiesc animalele, barză, lebădă, rață, broască, șarpe de apă, pești, păianjen de apă, libelule, țânțari și melci de apă. Vom continua cu plantele. Aici cresc sălcii, papură, stuf și pe lac nufăr. Vă mulțumesc că m-ați ascultat! Bună! Eu sunt Diana și astăzi o să vă povestesc despre baltă. La baltă trăiesc următoarele plante. Sălcile, papura sau nuferii. Și următoarele animale. Berzele, lebedele, șerpii de apă, peștii sau rațele sălbatice. Dar mai ieșiți în țarul, care e tare nesuferit. Mie îmi place barza. Mitul că barza aduce copii a pornit de la o poveste făcută de Hans Christian Andersen, numită Berzele. Mulțumesc că mi-ați vizionat videoclipul! Bună ziua, eu sunt Raluca și astăzi vă voi vorbi despre plantele și animalele care trăiesc în baltă. Broasca, melcul, peștii, lebăda, barza, rața, țânțar, libelulă, păianjen, plantele, salcia, nufăr, papura, stuful. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem mâine! Bună ziua, eu sunt povestitorul Tudor și vreau să vă prezint câteva animale în și lângă baltă. Păsările specifice acestui mediu natural acvatic sunt barza, rața sălbatică, lebăda. Întâlnim tot aici șerpi, broaște, țânțari, melci, lipitori,
dar și pești, cum ar fi crapul, somnul, carasul. La marginea bălții cresc trestie, papură, salci, stuf, dar există și plante plutitoare. Nu făr alb, nu făr galben, alge. Totul este plin de culoare. Minunat! Salut! Eu sunt Filip. Astăzi o să vă prezint proiectul meu despre baltă. Pe malul bălții putem găsi salcia, pacura și trestia. Pe apă plutesc nuferii, lebedele și rațele sălbatice și șerpii de apă. În apă putem găsi multe specii de pești, iar lângă salcie putem vedea barza. Pa! Eu astăzi vă prezint balta. Pe baltă sunt plante, animale și insecte. Plantele, papura, salcia, nufărul, animalele, barză, șarpele, peștii, broaștele și insectele, păianjenul, țânțarul și libelula. Libelula trăiește între 7-5-6 de zile. La revedere! Bună ziua! Eu sunt cercetător Iris și o să vă vorbesc despre baltă. Plantele care trăiesc lângă baltă sunt salcia, care are ramurile în jos de parcă ar plânge, trestia și papura. Animalele care trăiesc pe baltă sunt barza, lebăda, rața, șarpele, melcul de mare. Planta care trăiește pe apă este nufărul. În baltă mai sunt și tot felul de soiuri de pești. La revedere! Sper că v-a plăcut prezentarea mea. Bună, eu sunt Radu și vă prezint lacul Balta Iazul. Acestea sunt ape stătătoare. Aici trăiesc rața sălbatică, lebăda, barza, broasca, peștele, somnul, plantele, trestia, papura, salcia, insectele, libelula, țânțarii, păianjenii, raci, șerpi, broaște. Mulțumesc că ne-ați vizionat clipul meu! Salut! Eu sunt Casiana. Astăzi vreau să vă prezint animalele și păsările de la baltă. Uitați câteva plante. Papura, salcia, stuful, nuferii. Păsările de baltă sunt barza, lebăda, rața sălbatică. Insectele care trăiesc la baltă sunt țânțarul, libelula și păianjenul de apă. Iar animalele care trăiesc la baltă sunt pești, broaște, șarpe și melcul de apă. Bună ziua! Numele meu este Adrian și sunt cel mai bun reporter din lume. Mă aflu în delta Dunării și vreau să vă spun despre fauna și flora care se găsesc aici. În afară de vegetația specifică zonelor umede, stuf, papură, salcie, în delta Dunării veți găsi și plante surprinzătoare, nuferi albi și galbeni și diverse plante carnivore, cum ar fi otrățel de baltă. În delta Dunării sunt peste 360 de specii de păsări. Lebede, cormorani, pelicani, pescăruși, rațe sălbatice și peste 40 de specii de pești de apă dulce. Shallow, biban, scrumbie. Vă mulțumesc pentru atenție! Bună ziua! Eu sunt Mara și astăzi vă voi prezenta câteva lucruri despre baltă și în adâncul bălții. Lebăda trăiește pe apă și mănâncă foarte mulți pești. Broasca mănâncă și ea țânțari.
Ea stă pe nuferi care stau pe baltă. Balta este foarte adâncă și foarte largă. Papura stă lângă baltă. Mulțumesc că mi-ai vizionat videoclipul. Pa, pa! Eu sunt Căliman Gabriel. Lacul Bata și Iazul sunt ape stătătoare, adică nu curg. Balta are o adâncime mică și se formează în locurile joase unde apa stă. Lacul este o apă stătătoare cu o întindere mai mare, închisă între maluri. Iazul este un lac care s-a format prin construirea de către om a unui baraj peste o apă curgătoare mică. Apa iazul este folosită pentru creșterea peștilor sau pentru irigații. Plantele care cresc pe malul apei sunt trestia, papura și salcia. Plante plutitoare sunt nuferii, ciulinii, algele. Animalele specifice sunt barza, rața sălbatică, crapul, carasul, somnul, știuca, broasca, melcul de apă. Astăzi vă prezint balta și plantele care stau pe malul apei, terestea, papura, salcia. Și păsările care stau pe apă, rața sălbatică, baza, lebăda, insecte, libelule, țânțari, păianjeni, alte animale, broaște, pești, șerpi, laci. Mulțumesc că ați văzut! Bună, eu sunt Rareș. Azi vreau să vă prezint colajul meu cu balta. În apă stau următoarele animale: șarpele, broasca, melcul și peștele. Pe apă stau următoarele animale: lebăda și rața. Pe apă mai stau și nuferi. Pe malul apei crește salcia, papura și trestia. Pa! Bună! Eu sunt Iane și astăzi vă voi prezenta balta. Oare v-ați întrebat vreodată ce plante cresc acolo? Salcea, nufărul și papura. Dar animale: barza, șarpele de apă, pești, rața sălbatică, păianjenul de apă, țânțarul, broasca, melcul și lebăda. Eu am fost Dianis. Mulțumesc că ați vizionat filmul meu. Bună seara, eu sunt Maia. Astăzi vă voi prezenta păsări, insecte și plante care trăiesc pe baltă și în baltă. Păsările sunt barza, lebăda și rața. Dintre plante amintim salcea și nuferii. Insectele sunt țânțarul, libelula și păianjenul. De asemenea, pe baltă mai trăiesc broaștele și șerpii. La revedere! Bună, eu sunt exploratorul Christopher și astăzi să vă vorbesc despre lac. Lângă lac sunt creaturile ca libelula, păianjenul zburător și păianjenul de apă. Mai sunt creaturile ca barza, rața și lebăda. Sub apă trăiesc creaturile numite pești. Lângă lac cresc salcile, papura, stuful și nufărul. Asta este tot pentru azi. La revedere! Bună, eu sunt Alex. Astăzi o să vă povestesc despre baltă. Balta este o apă stătătoare de adâncime mică și de o suprafață mai mică decât un lac.
pe marginea bălții cresc trestie, papură, sălci și stuf. Păsările specifice bălții sunt barza, rața sălbatică. Pești sunt crapul, somnul, rășioara, carasul și știuca. De asemenea, se întâlnesc reptile, șerpi și broaște și alte vietăți mice. Insecte, libelule, țânțari, lipitori, viermi și mergi.